Prezentatorul reality show-ului Survivor România al Stars, Daniel Pavel, a anunțat în ediția de marți, 23 ianuarie 2024, retragerea de la probe a unuia dintre concurenți. Potrivit informațiilor disponibile până la momentul redactării acestui material, medicul nu și-ar fi dat acceptul în acest sens. În ediția de marți, 23 ianuarie 2024, a reality show-ului Survivor România al Stars, concurenții din taberele faimoșilor și războinicilor au trebuit să lupte pentru a intra în posesia unor provizii. De mâncare, bineînțeles, ceapă, fasole, pepene roșu și alte alimente au fost pregătite pentru câștigători, proviziile de mâncare i-au determinat pe concurenții din ambele tabere să lupte cu toate puterile pentru a câștiga alimentele. Nu toată lumea a putut să ia parte la probele pregătite pentru faimoși și războinici însă. Anunțul a fost făcut de Daniel Pavel, care a precizat că George va absenta de la testele ediției de azi. Maria Lungu nu poate participa la următoarele probe din ediția de marți de la Survivor România al Stars. Daniel Pavel a explicat că aceasta nu a primit acceptul medicului. Motivul pentru care va absenta de la probe nu a fost dezvăluit, ce a anunțat Daniel Pavel despre George la Survivor România al Stars. Prezentatorul reality show-ului Survivor România al Stars, Daniel Pavel, a anunțat în ediția de marți, 23 ianuarie 2024, că George nu va participa la probele pentru proviziile de mâncare. Asta din cauza faptului că bărbatul nu a primit acceptul medicului în acest sens, având unele probleme. Chiar dacă nu a luat parte la probe, George a fost prezent alături de echipa lui, încurajându-și colegii. Concurentul a putut fi văzut având un fel de bandaj la picior. Chiar dacă Daniel Pavel nu a precizat cu ce problemă se confruntă cântărețul, mai mult ca sigur este vorba despre accidentarea la picior, amintim că în anul 2023 George a fost nevoit să părăsească Republica Dominicană din cauza unei accidentări la picior.